Cum sărbătorile de iarnă se apropie guvernele statelor europene au început să-și facă planuri de pe, pe, de o parte pentru a permite populației să se bucure de sărbători, dar pe de altă parte și pentru a limita răspândirea virusului. În Spania, de exemplu, este luată în calcul o ușoară relaxare măsurilor de restricție, însă doar cu respectarea unor condiții foarte clare. În Belgia, în schimb, guvernul se confruntă cu o situație foarte delicată din cauza faptului că o parte a populației a indicat încă de pe acum că va ignora chiar și cele mai elementare reguli de siguranță. În momentul de față, Europa este principal sursă de infectare din lume, aproape în fiecare zi fiind raportate de două ori mai multe cazuri de coronavirus decât în Asia. În capitala franceză Paris, autoritățile au luat decizia de a renunța la patinoare precum și la târgul de Crăciun. În plus, guvernul francez ia în calcul testarea întregii populații până la sfârșitul lunii decembrie și există șanse minime ca izolarea să se încheie până de Crăciun. Franța rămâne una dintre principalele surse de infectare din Europa, chiar dacă nu mai are parte de rata de infectare de la începutul lunii noiembrie, atunci când au fost înregistrate și peste 80.000 de infectări într-o singură zi. În Spania, Ministerul Sănătății a propus ca de sărbători, adunările de oameni să fie limitate la maximum 6 persoane, iar de ajun și în noaptea de Revelion, accesul pe străzi să fie permis până la ora 1 noaptea. În plus, concertele ar putea fi permise, însă cu cel mult 50 de spectatori și doar dacă organizatorii pot garanta că măsurile de siguranță medicală sunt respectate. În schimb, o paradă în mod tradițional programată pentru 5 ianuarie ar urma să fie anulată. De asemenea, autoritățile locale vor avea posibilitatea de a închide în totalitate zonele în care se constată că există un trafic intens. Măsurile sunt însă doar în stadiul de propuneri, prin urmare ar putea fi schimbate în săptămânile următoare. În Belgia, un alt stat puternic afectat de pandemie, măsurile pentru perioada Crăciunului încă nu au fost confirmate. Premierul Alexander De Cro, făcând doar un nou apel la respectarea regulilor sanitare. Cu toate acestea, pe perioada sărbătorilor, mai ales de Crăciun, o bună parte a populației și-a propus deja să ignore chiar și cele mai elementare reguli de siguranță medicală. Într-un sondaj efectuat de Universitatea din Antwerp, 32% din cei chestionați au precizat că pe durata Crăciunului vor încălca măsurile de distanțare socială, iar de Revelion, 25% dintre cei chestionați în sondaj au precizat că vor încălca regulile, asta deși Belgia are unul dintre cele mai mari numere de morți de pe continent. În Italia, premierul Giuseppe Conte a transmis încă de pe acum că sărbătorile de iarnă vor trebui să fie petrecute într-un mod cât mai sobru, cu contact fizic minim și fără petreceri. Autoritățile italiene speră să mai câștige timp cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când ar urma să înceapă campania de vaccinare anticovid. În Italia, aproximativ 12.000 de oameni au murit din cauza coronavirusului doar în luna noiembrie. Raportat la populație, rata deceselor este dublă față de cea din Statele Unite. În momentul de față, Europa este principala sursă de infectare din lume, aproape în fiecare zi fiind raportate între 190.000 și 200.000 de cazuri, de două ori mai mult decât Asia. Asta deși Europa are de aproape șase ori mai puțină populație decât continentul asiatic. Țările cu cele mai multe cazuri din Europa sunt Franța, Rusia, Spania, Marea Britanie, Italia și Polonia.